Microrezervația este și ea perfectibilă și toamna asta o avem în plan de a o repara complet, fiindcă au trecut cei 5 ani de la proiectul european Poftic, ce a dus la modernizarea primară a ei. Au trecut cei 5 ani, firește s-a lucrat mult pe lemn în acest proiect, fiindcă asta a însemnat, proiectul european, a însemnat folosirea unor materiale dulci sau bune sau prietenoase cu mediul. Și în consecință, lemnul a lucrat, are și el viață și va trebui să fie reparat pe aici pe acolo, chiar prin multe lucruri esențiale, ca să mă exprim astfel. Avem în buget prevăzută o lucrare amplă de reparații și așteptăm să începem undeva la începutul lunii noiembrie, cel târziu să începem această lucrare de reparații. Deocată totul este la muzeograf, proiectant, tot ce înseamnă reparație, tot ce înseamnă necesități, ca să vină în spre achiziție. Am un plan și o avem depusă la viitoarea ședință de Consiliul Județean, o volieră de altfel, o volieră interactivă, o volieră în care oamenii intră înăuntru prin niște uși speciale care nu permit ieșirea păsărilor și în această volieră să poată să aibă o interacțiune, bine, poate să și găinățeze o pasăre pe umărul tău, dar o să avem și pălării de hârtie, eventual să le dăm celor care intră. Ideea este ca să te simți undeva cu plante, cu păsări, pe o alee, undeva ca într-o scenă tropicală sau o scenă subtropicală. O scenă care să aibă păsări specifice și nu numai păsări, să vedem ce putem ține împreună cu ele. Vrem să facem un ambient din ăsta de atractivitate, de interactivitate și să aibă oamenii o altă senzație față de cea care obișnuit o au în fața unui animal dintr-o grădină zoologică. Firește că grădina zoologică este bună, educativă, ajută, învață, dar creează cumva și o stare de, spun eu, de compasiune din partea unora vis-a-vis de animalele care sunt ținute în grădina zoologică. Firește, ele stau în condițiile de bunăstare impuse de legislație, ele stau în condiții de hrănire perfecte, practic sunt îngrijite, dar nu au spațiu pe care poate ni-l imaginăm noi sau poate chiar și l-ar dori. Și atunci, prin această volieră, această interacțiune, se poate obține o apropiere mai bună între oameni și păsări, în special animalele care le ținem în această volieră. De asemenea, am văzut o volieră cu lemurieni, cu ringtail, cu lemurieni care sunt cei mai comuni și cei mai prietenoși, care pot intra în relație cu oamenii. Practic îți vin pe umăr, te joci cu ei ca cu o veveriță, dar sunt mult mai mari, bineînțeles, undeva la 5-6 kg, și care să fie de asemenea interactivă. Ăsta este un vis al meu, mi-am dorit să am specii de maimuțe, firește că noi avem aici niște condiții pe timpul iernii care ne impun, ne restricționează posibilitatea de a ține maimuțe. Asta pe de o parte și pe de altă parte este o mișcare internațională pe care vreau să o previn. Vis-a-vis de maimuțele antropoide, de cele care sunt foarte aproape, rude de noi, cu noi. Și fiind foarte aproape de noi, creează câteodată o situație în care deținerea lor în grădină zoologică este similară recluziunii. Și unii nu înțeleg bine. Ăsta este motivul pentru care nu am de gând să forțez aducerea unor maimuțe din cele antropoide, cimpanzei, gorile, orangutan chiar. Ci vrem să aducem niște maimuțe din cele de talie mică, dar care să fie interactive și în acest fel să fie nepericuloase, interactive, interesante pentru vizitatori. Sperăm să ne iasă. De asemenea, am declanșat achiziția pentru un parc al o pădure dobrogeană, un parc dendrologic, care să aibă speciile din Dobrogea, speciile care trăiesc la noi în Dobrogea și care să aibă și animale ce trăiesc în Dobrogea și în felul acesta să avem cumva un ambient cât mai aproape de vizitatori și în acest fel să nu aibă senzația simplă de a vedea animalul în probleme zoologică în spatele unui gard, ci din potrivă să fie cumva mufloni, cerblopătari, să fie cumva în niște condiții semideschise. Sperăm
să ne iasă. Sperăm ca în toamna asta această investiție să se materializeze și cu ajutorul Consiliului Județean, care ne-a finanțat, să ajungem în situația de a avea o nouă atracție, o nouă atracție în cadrul complexului muzeal și a grădinii zoologice a microdeltei noastre.